Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă lecție. Astăzi vom vorbi despre jocul italian, care este o deschidere foarte populară în rândul jucătorilor începători și intermediari, dar nu numai. Existând multe meciuri cu această deschidere, chiar și în rândul maestrilor. Această deschidere este atât de populară în rândul jucătorilor care joacă cu piesele albe, deoarece are la bază concepte simple, respectă cerințele de bază ale deschiderii și este o deschidere solidă ce îți oferă un avantaj mare la începutul meciului. Prima variantă pe care o voi arăta în această lecție și o voi explica este variația Gioco Piano din jocul italian. Este o variație foarte simplă pe care mulți jucători o aplică, jucători de toate nivelele, nu doar începători și intermediari, și care este una dintre cele mai populare variante de deschideri din întregul șah. Iar această variantă începe cu E4, E5, mutările de bază, urmată de cal F3 și cal C6, iar apoi se intră în jocul italian cu nebun la C4, iar aici intrăm în faza variației Giocopiano cu mutarea nebun la C5. Această simetrie, pe care o vedem în rândul ambelor părți, oferă un avantaj pozițional pentru ambele părți și asigură un bun control al centrului. În această poziție, pentru alb, cea mai bună mutare este C3, pentru că asigură un control bun și pregătește un contraatac în centru pentru a putea stăpâni fără probleme acest centru. Deci, întrebarea este ce ar putea să facă negrul pentru a contracara această acțiune a albului, acest plan al albului de a lua cu asalt asupra centrului. Iar negrul în această poziție joacă cal la F6 pentru a pune presiune pe pionul de la E4. Însă albul își continuă planul de la bun început și pușează pionul de la D2 la D4. Negrul este forțat să captureze pionul de la D4. De asemenea și albul capturează pionul de la D4 urmat de un șah din partea nebunului pentru a câștiga un tempo care este blocat cu ajutorul calului la C3. În ceea ce privește avantajul material, ai spune că negrul stă mai bine, deoarece calul de la F6 poate să atace acest pion de la E4 cu ușurință, deoarece calul de la C3 are legare absolută la acest trege. Însă albul este într-o poziție decentă și poate să facă rocada fără nicio problemă. Iar aici ai spune că, bun, dar acum mai fac rost de un pion cu negrul și capturez calul de la C3. Ei bine, eu am să capturez înapoi și chiar dacă capturează negrul cu acest nebun și amenință să îmi captureze turnul imediat după, eu pot juca această mișcare aparent ciudată, dar foarte utilă, deoarece vin cu un contratac superior și ameninț foarte tare poziția regelui negru. Această mutare așadar este nebun la A3 și deși pare foarte ciudată pentru că îți dai practic un turn care îi spune că bun, ți-ai dat turnul pe gratis și acum e pierdut meciul. Doar că ideea acestui sacrificiu constă în atacarea regelui imediată și avantajul pozițional extrem de mare în fața negrului pe care îl ai. Iar dacă ca și material ești cu mult în urmă în fața negrului, uitați-vă doar la poziția regelui. În centru nu are unde să mute, are doar două variante pe care le poate muta. Una ar fi să-și sacrifice regina imediat, iar a doua, care pare a fi singura care e optimă, este de fapt tot un sacrificiu de regină doar că din a doua mutare. Deoarece nebunul de pe A3 este atât de puternic încât îți poate rezolva pur și simplu meciul. Iar singura mutare din această poziție care ar fi valabilă este regina care ia la E7, turn care ia la E7, rege care ia la E7 și regina în final care ia la A1. Culmea este că negrul, deși nu are un insuficient material, este la egalitate din punct de vedere material, dar are un dezavantaj strategic. Extraordinar de mare, deoarece regele lui este în câmp deschis pe E7, turnurile sale sunt foarte pasive în colțul tablei, iar nebunul de pe C8 nu are încă deschidere la absolut niciun câmp. Iar aici, cea mai bună mutare a negrului ar fi să-și sacrifice singurul avantaj pe care probabil îl mai putea câștiga avantajul material care este de asemenea sacrificat și el pentru a mai obține ceva din această partidă care deja pare pierdută. A doua variație pe care o voi juca în jocul italian va fi cal la F6 num care se numește apărarea celor doi cai. Iar de obicei în această variație se joacă cal la G5. Fiindcă acum, după cum puteți observa, calul negru de pe F6 blochează practic controlul reginei asupra câmpului G5. Fiindcă dacă am fi să îndăm înapoi la Giocopiano, aici nu am putea să punem calul pe G5 deoarece ar fi apărat și capturat de către regină. Însă, în varianta noastră de aici, cu această apărare a celor doi cai care se joacă așa, putem observa că regina nu mai controlează câmpul G5, iar calul poate cu ușurință să atace acel câmp, împreună cu nebunul pe câmpul slab de pe F7 care este apărat doar de către regele negru. Singura mutare bună care este pentru negru ar fi pion la D5. Apoi albul mută Eia la D5, iar cea mai bună mutare din această poziție este cal la A5. Și deși calul este pus pe margine și ai spune că, bun, ce caută calul pe margine, că un primul principiu, principiu care spune calul n-ar trebui să stea pe margine. Da, într-adevăr, doar că asta este o mare excepție, deoarece. Pune presiune pe nebunul de pe C4 al albului, iar albul, în această situație, joacă șah la B5, urmată de C6 cu un blocaj, urmată de un schimb de pioni la C6. Iar aici ai spune că acești doi pioni, pe A7 și C6, sunt izolați și că sunt puncte slabe în viitor pentru negru, dar totuși. Poziția nu e chiar atât de rea. În orice caz, albul mută regina pentru a, a lega absolut acest turn. Negrul răspunde fără a se complica cu nebun la e7, pregătindu-se să facă rocada. După care albul ia și pare că este puțin destul de înfricoșător așa, datorită acelei furculițe. dar există bineînțeles... Și aici o mutare, și anume nebun la D7, care atacă regina și totodată apără și turnul cu regina neagră. Iar în această poziție, regina pur și simplu se retrage la F3 de unde a plecat, iar negul reușește să facă rocada având o poziție foarte bună, deoarece acest cal care se află pe G5 nu mai are și un nebun care să îl suporte, care să l ajute în acel atac și astfel atacul se oprește aici. O altă variație a apărării celor doi cai este atacul Fried Liver. Această mutare este deseori jucată de începători deoarece se crede că acest scal de pe D5 este apărat de către regină, iar acest pion de pe F7 este apărat de către rege și nici una dintre aceste piese nu ar putea intra. Însă problema constă în acest sacrificiu uimitor care nu poate să fie ignorat datorită acestei furculițe a reginei și a turnului. Iar negrul trebuie neapărat să captureze cu rege la F7 urmat apoi de șah cu regină la F3 devastator. Dacă să spunem că regele ar merge în colț, ar fi mat în trei mișcări, deoarece ar fi șah cu acest nebun. Ar veni regina să captureze, regina din nou să captureze D5 și singura mutare care mai poate fi jucată este nebun la E6, urmat de șah mat. Așadar, singura variantă care poate să fie jucată de către negru este rege la E6, iar aici intervine adevărata minunăție a fried liverului. De fapt, acest fried liver înseamnă regele pus pe foc, pentru că, după cum se vede și în poziție, regele este în centru, în bătaia focului, iar dacă regele ar muta oriunde altundeva și ar pierde calul, ceea ce ar însemna la un deficit material și oricum la o pierdere. Meciul continuă așadar cu cal la c3, punând și mai multă presiune pe calul care este deja legat absolut la d5 de către de către acest nebun de pe c4, urmat apoi de o mutare naturală de a se apăra, cal la e7 pentru a apăra calul de la d5. Apoi albul încearcă să deschidă centrul cu d4, urmat de pa 6 pentru a apăra din nou calul la D5. Rocada mică pentru albul, iar aici regele negru este din nou expus atacului după ce negrul capturează la D4 făcând o gafă foarte mare, deoarece turnul de pe E1 își deschide liniile și începe să atace. Iar de aici, dacă vrei să mai ți contact cu calul și să nu pierzi, vei pierde și mai mult avantaj strategic. Albul mută aici, nebun, F4, șah. Negrul își pune regele în centru la C5, urmată de un șah la E4 de către cal. Regele negru încearcă să scape la B6, dar este prins de către regină la B3. Apoi regele negru merge în colț și șahmatul este iminent șah la C5. În următorul episod voi vorbi despre Rui Lopez, adică deschiderea spaniolă, voi enumera variațiile și voi explica din nou toate conceptele de bază, așa că nu uita să te abonezi să fii la curent cu toate lecțiile pentru a-ți sparge adversarii la șah. Până pe data viitoare, vă urez mult succes în partidele voastre și multă răbdare în ceea ce privește progresul vostru. Pa, pa!